Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi este sărbătoarea floriilor. La mulți ani tuturor care poartă nume de flori, vă doresc sănătate, vă doresc putere de muncă și ca toate dorințele dumneavoastră să se îndeplinească. Iar noi vom profita de această ocazie, de această sărbătoare frumoasă și vom combina utilul cu plăcutul, vom vorbi despre flori și nu orice flori, ci acele flori care nu ar trebui să lipsească din grădinile noastre, pentru că aceste flori sunt numite îngerii păzitori ai grădinilor noastre. Ele nu, doar că sunt, nu numai că sunt frumoase și ne bucură ochii și sufletul cu frumusețea lor, culorile lor și aromelor, ci ele țin la distanță dăunătorii și bolile plantelor noastre. Tocmai de aceea se recomandă să le avem în grădină. Și începem cu regina grădinilor noastre, așa cum o numesc eu, Crăița. Crăițele sunt foarte frumoase. Ele înfloresc pe parcursul întregului sezon de grădinărit. Dacă le plantăm în luna mai în grădinile noastre, ea va înflori până când va veni gerul. Și acest lucru este absolut minunat pentru că ea este frumoasă, ea este foarte bogată, are un foliaj foarte bogat și de asemenea ea înflorește foarte abundent și tocmai de aceea ea va transforma orice grădină într-o poveste frumoasă, colorată și minunată. Dar pe lângă aceste lucruri, pe lângă aspectul ei, ea protejează grădinile noastre împotriva bolilor și împotriva dăunătorilor, care este secretul ei. Crăița secretă prin rădăcini, prin frunze și prin flori, anumite substanțe care nu sunt pe placul bolilor, și adică patogenilor, și pe placul dăunătorilor. Dacă vorbim de dăunătorii din sol, această, acest miros, această aromă pe care o secretă crăița, nu este pe placul larvei cărăbușului de mai, viermelui lui sârmă, nematozilor și a altor dăunători din sol. De asemenea, dacă vorbim de dăunătorii din aer, ea de asemenea nu este pe placul multor dăunători. Dacă plantăm crăițele noastre lângă varză, atunci ea va proteja varză împotriva fluturelui alb al verzei și împotriva moliei verzei. Dacă vom planta crăițe lângă roșii, ardei, vinete, ea va proteja plantele noastre care fac parte din familia Solanaceae împotriva manei, pentru că ea nu este pe placul patogenului care se numește fitoftora, acest patogen provoacă mană și în cazul acesta plantele noastre, culturile noastre vor fi protejate și împotriva manei și împotriva dăunătorilor din sol. Iată, vom avea un avantaj dublu în cazul acesta. De asemenea, Crăițele se pot planta lângă ceapă și în cazul acesta ele vor proteja ceapă împotriva muștei cepei și dacă o plantăm lângă m, mazăre, lângă alte culturi, ea poate proteja de asemenea plantele noastre împotriva afidelor. Și ca să protejăm pomii noștri sau arbuștii noștri fructiferi împotriva afidelor, putem să facem o infuzie din flori de crăițe. Pentru, acest, pentru această infuzie vom avea nevoie de florile acestei plante, florile trebuie să fie proaspete sau uscate, și atunci luăm un vas, îl umplem la jumătate cu aceste flori mărunțite, turnăm apă caldă care trebuie să aibă o temperatură de 40-60 de grade până sus, adică umplem vasul și lăsăm să se infuzeze timp de o zi, două. După care strecurăm soluția obținută adăugăm un adeziv, care, care, poate fi, de exemplu, un adeziv cumpărat din comerț sau chiar și, un, chiar și săpunul lichid poate fi pe post de adeziv și folosim soluția ca atare și stropim pomii și arbuștii fructiferi și această soluție, această infuzie va proteja plantele noastre împotriva a fidelor. Mai mult de atât, atunci când toamna curățăm grădinile noastre de resturi vegetale, această minunată plantă poate fi, fi mărunțită și încorporată în sol. Și, în așa fel, ea va trata solul nostru împotriva bolilor, și, de asemenea, va proteja solul nostru împotriva dăunătorilor din sol. Și, mai mult de atât, puteți să vă și notați toamna, atunci când plantați ceapă sau usturoi de toamnă puteți în acele șanțuri pe care le faceți, în care urmează să plantați căței de usturoi sau arpagic, acolo puteți să adăugați părți pe care tăiați această plantă în părți mici și aceste părți ale plantei puteți să le plasați acolo în acel șanț și îngropați. Pentru că și în așa fel, de asemenea, plantele dumneavoastră, adică ceapă și usturoiul proaspăt plantați, vor fi protejați împotriva dăunătorilor și împotriva bolilor. Iată câte proprietăți are această minunată plantă. Și mai mult de atât, această plantă este o plantă medicinală. O altă plantă minune este calendula. Calendula este o plantă medicinală, dar ea de asemenea este doctorul grădinilor noastre acele substanțe pe care le secretă calendula în sol nu sunt pe placul patogenilor care provoacă putregaiuri. De exemplu, putregaiul cenușiu, putregaiul alb sau putregaiul rădăcinilor. De asemenea, calendula nu este pe placul multor dăunători. Dacă o plantăm lângă cartofi, ea va ține gândacul de Colorado la distanță. Dacă o vom planta lângă căpșuni, de exemplu, ea va atrage afidele asupra ei, și în așa fel afidele, nu vor fi interesate de căpșuni. În cazul acesta, calendula este folosită ca și plantă de sacrificiu. Dacă o vom planta lângă varză, în cazul acesta, calendula va ține limac și la distanță. Iată cât de mare este ajutorul pe care ni-l oferă această minunată plantă. Și din calendula putem să facem o infuzie pe care să o folosim la stropirea plantelor pentru că în așa fel de asemenea puterea acestei plante va ajuta să ținem dăunătorii la distanță. Cum se pregătește această infuzie? La 200 de grame de flori adăugăm un litru de apă caldă de 40-60 de grade, lăsăm să se infuzeze timp de 5 zile, strecurăm soluția obținută, o diluăm 1 la 1 cu apă și adăugăm un adeziv pe care îl preferați dumneavoastră. Și în cazul acesta putem să folosim această infuzie, această soluție obținută pentru stropirea tuturor plantelor din grădinile noastre. Iată, dragi prieteni, și această plantă de asemenea nu este deloc de neglijat, și dacă aveți posibilitatea, cu siguranță ar trebui să o plantați în grădinile dumneavoastră. De asemenea, această plantă poate fi folosită pe post de siderat, adică îngrășământ verde. Dacă aveți multe semințe de calendulă, puteți să le semănați, de exemplu, la sfârșitul sezonului, pentru că ea mai suportă și temperaturi puțin mai scăzute, ea va crește cât va reuși și în cazul acesta, sau primăvară puteți să o semănați și o lăsați să mai crească și pe urmă o tăiați, la fel ca și orice alt siderat. Și, în cazul acesta, încorporați ușor această masă verde care va rămâne după tăierea plantelor, și ea se va descompune în sol și va îmbogăți solul nostru cu materie organică, și, de asemenea, va proteja solul nostru împotriva bolilor. O altă plantă minunată care ne ajută în grădinile noastre este condurul doamnei sau condurasul. Sau năsturel. Această plantă este foarte frumoasă, este o plantă comestibilă, dar de asemenea ea ne ajută foarte mult în grădinile noastre ca să ne protejeze culturile împotriva dăunătorilor. Ea nu este pe placul multor fluturi care își depun oule din care apar omizi și aceste omizi de regulă sunt dăunătoare și tocmai de aceea fluturii nu se apropie de acele locuri unde văd plantate aceste flori minunate. De asemenea, puteți să plantați aceste flori lângă sere și solarii, ca acești fluturi să nu intre în interiorul serilor sau solarilor, sau chiar înăuntru puteți să le plantați. Puteți să le plantați lângă cartofi, de exemplu, și în cazul acesta, această plantă va trata solul împotriva, va trata solul de fitoftora, acea, acel patogen care provoacă mană la cartofi. Și, de asemenea, putem să plantăm, plan, să plantăm aceste minunate flori. Oriunde avem loc liber. Atenție, însă, la soi, la cel soi pe care îl alegeți, pentru că aceste plante pot, fi, pot crește foarte mari, și în cazul acesta ele vor avea nevoie de un sprijin, de exemplu, de o plasă sau o altă plantă pe care se pot urca, sau ele pot fi și variantă pitică. În cazul acesta ele nu vor avea nevoie de tutore. Important este să știți exact ce soi plantați și pe urmă doar să vă bucurați de florile lor frumoase și minunate. Dacă le plantați sub pomi, cu siguranță vă veți bucura de înflorirea lor pe tot parcursul sezonului, iar ele vă vor mulțumi pentru grijă pe care veți avea de ele și vă vor proteja pomii împotriva dăunătorilor și la sfârșitul sezonului puteți să le tăiați și să le incorporați ușor sub pomi, să le încorporați ușor în sol, sub acei pomi unde ele și-au petrecut toată viața. Și cu siguranță și în felul acesta, solul sub pomi se va îmbogăți cu materie organică. O altă plantă minunată este crizantema sălbatică. Crizantema sălbatică este numită plantă insecticid pentru că ea conține anumite substanțe care sunt folosite pentru prepararea insecticidelor foarte bine este să o folosim împotriva țânțarilor, împotriva afidelor. Dacă vă deranjează furnicile în grădina dumneavoastră, puteți să plantați această floare. Sau puteți să o folosiți și altfel. Se pot folosi, de exemplu, dacă culegem florile acestei plante, le punem la uscat, le mărunțim, adică le facem pulbere, da? le transformăm în pulbere și atunci Putem presăra pur și simplu plantele noastre cu această pulbere sau putem să uh, culegem florile acestea, le punem la uscat și pe urmă vom, putem trata pomii noștri prin fumigare, adică le dăm foc în așa fel încât ele să facă fum și afumăm pomii noștri cu fumul acestor uh, care se va degaja de la aceste flori. Și în cazul acesta, uh, acest fum va proteja pomii noștri împotriva afidelor. Iată, dragi prieteni, încă o floare frumoasă și extrem de utilă în grădinile noastre. Și pe lângă acest fapt, ea este și o, ea este și o plantă care ne protejează grădinile și împotriva bolilor, pentru că ea conține anumite substanțe care de asemenea nu sunt pe placul patogenilor. O altă floare minunată este coroana imperială a Paștelui. Această floare frumoasă, cu niște flori superbe și un miros specific, ea se mulțește prin bulbi, este foarte nepretențioasă, se poate planta oriunde în grădinile noastre, ea înflorește primăvară, înainte sau după Paște, în jurul Paștelui, să spunem așa, tocmai de aceea ea a primit această denumire. Secretul acestei plante este că mirosul florilor și a bulbilor nu este pe placul rozătoarelor, adică celor animăluțe mici care vin în căutarea mâncării și ne deranjează grădinile. Și nu era problema dacă ele făceau doar galerii sau m, acele găuri pe care le vedem, dar, și problema, dar problema este că ele, aceste animăluțe ne mănâncă multe plante pe care le găsesc în pământ atunci când ne vizitează grădinile, inclusiv suferă lalelele, zambilele și alte flori care se înmulțesc prin bulbi. Tocmai de aceea, dacă aveți posibilitatea să plantați coroana imperială a Paștelui la dumneavoastră în grădină, puteți să o plantați oriunde. Există pericol ca aceste animăluțe să vină și să vă deranjeze plantele. Le plantați lângă lalele și zambile, le, le plantați de asemenea lângă arbuști fructiferi, lângă pomi, mai ales dacă aveți pom tineri, acolo unde este ușor, este foarte ușor să pătrundă uh, aceste animăluțe și să deranjeze rădăcinile plantelor dumneavoastră. Le plantați aceste flori, le puteți planta oriunde în grădină, ele sunt foarte nepretențioase și ele vă vor mulțumi pentru faptul că le-ați cazat la dumneavoastră în grădină. Dragi prieteni, acestea au fost doar câteva flori care nu ar trebui să lipsească din grădinile noastre și cu siguranță nu uităm și despre alte flori care atrac insecte benefice, insecte polenizatoare. De exemplu, dacă plantăm, dacă plantăm lavandă, așa cum am mai vorbit și într-un alt video, lavanda poate fi plantată oriunde în grădinile noastre, acolo unde avem loc, cu singură Condiție ca acel loc pe care îl alegem pentru lavandă să fie undeva la soare. Despre plantarea și îngrijirea lavandei am un video, vă las linkul în descriere și puteți să vă uitați mai târziu și să vedeți cum se plantează și cum se îngrijește această plantă. Nu uităm că și sideratele pot fi acele. Uh, Plante benefice care ne ajută să tratăm solul și să ținem dăunătorii la distanță și să atragem insecte benefice. Cu siguranță aici vorbim de facelia și de muștarul alb. Iată și aceste plante de asemenea ne pot ajuta. În general cu cât mai multe flori și cu cât, cu cât mai multe plante vom avea în grădinile noastre, cu cât mai diversificată va fi flora grădinilor noastre, cu atât mai sănătoasă va fi grădina noastră, solul nostru și toate culturile pe care le avem. Așadar, dragi prieteni, sper că acest material v-a fost de folos. Lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Abonați-vă la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod No, Eu vă aștept ca de obicei în comentarii și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!